Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului care răspunde pentru buna lor funcționare. Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este obligatorie pentru toți consumatorii și se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANR. Astfel, verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani. Revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situații. În cazul neutilizării instalației, o perioadă mai mare de 6 luni, după orice eveniment care ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorrecte a instalațiilor, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni. Ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibil gazoși, controlul tirajului aparatelor racordate la coș, Controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibil gazoși, asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibil gazoși, verificarea funcționării aparatului de automatizare după caz și ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibil gazoși. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibil neautomatizate și arzătoare se fac următoarele operațiuni. Aerisirea focarului minimum 5 minute înainte de aprinderea focului, apropierea aprinzătorului de arzător, deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului concomitent cu supravegherea stabilității flăcării aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri hârtie. Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibil gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor elaborate de fabrica producătoare. La utilizarea gazelor naturale este interzis aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibil nu este etanș sau nu are tiraj, lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautomatizate, obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibil gazoși, modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate, dormitul în încăperi cu focul aprins, dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibil gazoși nelegate la coș. Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri. Se sting toate focurile, se deschid toate ușile și ferestrele, nu se aprinde nicio sursă de foc, nu se manevrează aparate electrice, nu se doarme în astfel de încăperi. Se anunță imediat operatorul licențiat de distribuție. Nu uitați, verificarea cu flacăra instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie și incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau încăperi cu aparate consumatoare de combustibil gazoși nelegate la coșul de fum prezintă pericol de moarte.